Ne bucurăm să continuăm studiul nostru în Cartea Daniel. Și lecția de astăzi este lecția 11, în care vom învăța despre nu numai atotputernicia lui Dumnezeu și suveranitatea lui Dumnezeu, dar noi am avut în lecția 11 introducerea așa. Atât în inimile evreilor, cât și în cele ale creștinilor, există o dorință: venirea împărăției lui Dumnezeu. Va veni aceasta vreodată? Întrebare: când, cum, cu ce se va asemăna această împărăție? Există răspunsuri la aceste întrebări. Sigur că nu vom răspunde la toate întrebările, dar vom studia în lecțiile următoare. În lecția de astăzi, tema este așteptarea împărăției lui Dumnezeu. Cuvântul, noi am studiat și suntem încă la capitolul 7, care este un capitol foarte interesant, este vorba despre visul și vedenile lui Daniel și continuăm acest studiu. În prima am avut 3 lecții cu privire la capitolul 7. În prima lecție noi ne-am uitat în contextul cărții Daniel. A doua lecție am comparat Daniel 7 cu Apocalipsa 12 și 13. În lecția de astăzi se pune o întrebare. Daniel este singurul care profețește despre împărăție? Nu. De aceea noi am avut texte din Vechiul, din Noul, cu privire la împărăție și să comparăm textele acestea cu capitolul 7. Deci asta este lecția de astăzi. Deci, paralele, de scopul lecției de astăzi, să facem paralele între textele care vorbesc despre această împărăție și să comparăm cu ceea ce am studiat în capitolul 7. De aceea vom împărți în două și vom lua referințele pe care le-am avut în lecția noastră și în a doua vom face o paralelă, referința care o citim cu Daniel 7. Și să vedem ce învățăm despre împărăție, stăpânire, putere. Primul text pe care noi l-am avut este la Isaia, capitolul 9, versetul 2 la 7. În acest text, deci poporul, la versetul 3, spune că poporul umbla în întuneric. Capitolul 9, 2 la 7. La versetul 3. Poporul umbla în întuneric, dar vede o lumină și se bucură de această lumină. Versetul 2, scuză. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină peste cei ce locuiau în țară. Umbra morții răsare o lumină. Deci vedem că cineva vine. Cine vine? În versetul 6. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. Cine este acest copil? Ce va face el? Versetul 7. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit. Va da scaunului de domnie a lui Dumnezeu și, ce vorbește? A lui David și împărăției lui. O va întări, o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Deci, ce va face Domnul? Va întări
această împărăție. Dacă ne uităm la capitolul 7 din Daniel, sfinții vor fi biruiți de cornul mic, da? Dar, deci vedem la versetul 20, apoi la versetul 21 din capitolul 7, am văzut de asemenea cum cornul, care corn mic, a făcut război cu sfinții și i-a biruit. Dar, următorul verset. Până a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate cui? Sfinților. Celui prea înalt și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. Deci, a venit unul ca fiul omului, va primi stăpânirea și împărăția. Ce vedem? Deci aceasta punem la rubrica a doua. Deci luăm textul și pormă punem Daniel 7 ca să înțelegem. Și ce este unul a venit, da, îmbătrânit de zile și ce mai spune? Va primi stăpânirea și împărăția. Și ce învățăm despre împărăția asta lui? Cum va fi ea? Veșnică, da? La Isaia ne spune că el va întări împărăția aceasta, o va primi cu judecată și neprihănire de acum și în veci de veci, da? Deci vedem că această împărăție a lui nu se va sfârși niciodată. Dacă ne uităm chiar și în textele din Daniel, capitolul 2, versetul 44 cu 45. În vremea împăraților din Daniel 2, nu va fi nimicită toate împărățiile sau împărăția aceea, dar va dăinui veșnic când, tot în capitolul 2, dacă ne uităm la... Deci în Daniel, încă de la capitolul 2, vorbește despre împărăție, da? La versetul 44 și 45. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerului, când va ridica ce? O împărăție care nu va fi ce? Nimicită niciodată. Este vorba de aceeași împărăție. Deci am văzut la Isaia ne spune că va veni cu judecată și dreptate și va avea o împărăție. La Daniel 7 vedem că unul ca un fiu al omului va primi stăpânirea și împărăția aceasta e veșnică. Tot în Daniel, la 2, 44, 45, vedem că în vremea acestor împărați, care împărați? E vorba de cele 10 împărați, degetele de la picioare, Dumnezeul cerului va ridica o împărăție care nu va mai trece sub stăpânirea unui alt popor. Aceasta înseamnă piatra pe care ați văzut-o din munte, fără ajutorul vreunei mâini, și-a sfârmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut, deci, cunoscut împăratului care ce avea să se întâmple. Și ce anume? Vorbește despre vremurile, care vremuri? Sfârșitului, da? La Daniel, capitolul 4, versetul 3, ce mai învățăm despre împărăție? Cât de mari sunt semnele lui și cât de puternice sunt minunile lui. Și acum vine cuvântul împărăție. Împărăția lui este o împărăție cum? Veșnică. Stăpânirea lui ce face? Dăinuiește din neam în neam. Deci tot la rubrica a doua, comparat cu Daniel, vedem că împărăția este veșnică, stăpânirea lui din neam în neam. La capitolul, la Daniel 6, versetul 20
și 6. Capitolul 6, versetul 26. Când face mărturie aici Darius, da? Poruncesc ca în toată întinderea împărăției mele oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel, căci El este un Dumnezeu, cum? Viu, El dăinuiește veșnic și din nou, împărăția Lui nu se va nimici niciodată. Stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. Toate aceste versete ne arată ce? Un adevăr. Stăpânirea Lui este cum? Veșnică. Împărăția Lui merge din neam în neam, nu va avea sfârșit și nu se va nimici niciodată. Despre astfel de împărăție vorbim, care ne vorbește Daniel, da? Și acum să deschidem la Zaharia, unde ni se vorbește la capitolul 8, de la versetul 1. Zaharia, capitolul 8, de la versetul 1 la 8. Și ne spune că Domnul se va întoarce iarăși, la versetul 3. Așa vorbește Domnul, mă întorc iarăși în Sion și vreau să locuiesc în mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul se va chema cetatea cea credincioasă sau adevărată și muntele Domnului oștirilor se va chema muntele cel sfânt. Deci, în primul rând ne spune că Domnul Iisus, că Domnul se va întoarce iarăși unde? În Sion, pe muntele cel sfânt. Asta punem la prima rubrică, da? Și ce se va mai întâmpla în continuare? Așa vorbește Domnul Iștirilor, iarăși vor ședea pe ulițile Ierusalimului, bătrâni, femei în vârstă, fiecare cu toiagul în mână, din pricina marelui lor număr de zile. Deci ne vorbește cum vor fi oamenii atunci. Ulițele cetății vor fi pline de băieți și de fete care se vor juca pe ulițe. Așa vorbește Domnul oștirilor. Dacă lucrul acesta va părea de mirat în ochii rămășiței, poporului acesta în zilele acelea va fi de mirat oare și în ochii mei, zice Domnul oștirilor. Deci îi va aduce înapoi în țară și va, ce mai spune despre el? Despre ei, despre poporul său, așa vorbește, iată, eu izbăvesc pe poporul meu din țară, de unde? De la răsărit și din țară de la sfințitul soarelui. Versetul 8, îi voi aduce înapoi și voi locui în mijlocul Ierusalimului. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor, cu adevăr și dreptate. Deci, Domnul se va întoarce din nou în Sion, am văzut, va aduce poporul său, el va fi poporul Dumnezeului lor, și anume rămășița poporului. Dacă ne uităm în Daniel, Domnul le va da dreptate, spune la Daniel, și biruința va fi cu poporul său. Deci el le va face dreptate și biruința va fi cu poporul său. Aceasta am văzut-o în Daniel. Mm.
La versetul 25 ni se spune că el vorbește despre cel care va rosti vorbe de așa, apoi va fi judecată, îi se va da în stăpânire, care va fi, stăpânirea lui va fi brăbușită, nimicită pentru totdeauna. Dar domnia, stăpânirea, puterea tuturor împăraților care sunt pretutindeni sub cer se va da cui? Poporului sfinților, celui prea înalt. Deci vedem că Dumnezeu va stabili din nou, se va stabili în Sion. Și acum să ne uităm la Zaharia, capitolul 14, de la 1 la 9. Cei care ați studiat Apocalipsa, noi am trecut prin aceste texte, pentru că sunt foarte importante. Atunci, versetul 2. Hai să citim și, da, versetul 2. Atunci va strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului, cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite, femeile bajocorite, vedem lupta, da? Jumătate din cetate va merge în robie. Dar din nou avem cuvântul, care? Rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate. Domnul va strânge toate neamurile, spune, împotriva Ierusalimului, cetatea va fi luată, jefuită, dar rămășița poporului nu va fi nimicită. Și Domnul, versetul 3, se va arăta, deci asta așteptăm, da? Va lupta împotriva acestor neamuri cum s-a luptat în ziua bătăliei. Și acum știm ce am citit și la capitolul 8. Picioarele lui vor sta în ziua aceea, unde? Pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc spre răsărit și spre apus și se va face o vale foarte mare. Jumătate din munte se va trage înapoi spre miază noapte, iar jumătate spre miază zi. Veți fugi atunci în valea munților mei, căci valea dintre munți se va întinde până la Ațel și veți fugi cum ați fugit de cutremurul de pământ de pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda. Și atunci, expresie de timp, va veni Domnul Dumnezeul meu și toți sfinții împreună cu el. Deci, Domnul se va arăta, lupta va avea loc, picioarele lui vor sta pe muntele măslinilor, muntele se va desplica, valea se va face și atunci, aceasta e important, va veni Domnul și toți sfinții împreună cu el. În ziua aceea, ce se va întâmpla în ziua aceea? Nu va mai fi lumină, stelele strălucitoare se vor ascunde. Va fi o zi, versetul 7, deosebită, cunoscută de Domnul, nu va mai fi nici zi, nici noapte. Dar spre seară se va arăta lumina. În ziua aceea vor izvorâ ape vii de unde? Din Ierusalim. Și vor curge jumătate spre marea de răsărit, jumătate spre marea de apus. Așa va fi și vara și iarna. Și versetul 9. Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul domn și numele lui va fi singurul om. Deci o zi deosebită, cunoscută de Domnul, în care el va fi împărat peste tot pământul. Ce învățăm despre împărăția, care o așteptăm, da?
Din nou, dacă ne uităm în Daniel, capitolul, o să citim și 16 și 21, dar dacă ne uităm în Daniel, capitolul 7, ce va face Domnul? El va face, cornul cel mic va face război, dar Dumnezeu va interveni, se va lupta și vedem că împărăția, el va fi judecat și stăpânirea și împărăția va fi dată poporului sfinților celui prea înalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică, versetul 27. Și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Deci înțelegem că împărăția aceasta va fi dată sfinților și că, așa cum spune aici, Domnul va fi împărat peste tot pământul. Va împărăți cu cine? Cu sfinții, pe veci de veci, peste tot pământul. Da? Normal că noi așteptăm, sfinții așteaptă această împărăție. Să citim la Zaharia 16, la 21. Toți cei ce vor mai rămâne în toate neamurile venite împotriva Ierusalimului se vor sui în fiecare an să se închine înaintea împăratului Domnului oștirilor și să prăznuiască sărbătoarea cortului. Deci, ce vor face? Se vor închina și cui se vor închina? Singurului Domn, da? Toate neamurile, la versetul 16, spune că se vor închina înaintea împăratului oștirilor ca să prăznuiască sărbătoarea cortului. Versetul 17. Dacă unele din familiile pământului nu vor veni să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea împăratului Domnului oștirilor, și vedem că aceasta este când vorbești de împărăția aceasta, de putere, de stăpânire, mereu este repetat împăratul Domnul oștirilor. Nu va cădea ploaie peste el. Deci cei ce nu se vor sui la Ierusalim să se închine, nu vor avea ploaie. Versetul 20. În ziua aceea va sta scris până și pe zurgălăii cailor, sfinții Domnului. Și oalele din casa Domnului vor fi ca potirele de jertfă înaintea altarului. Important e sfinții Domnului. Victoria este finală. Împăratul cerului, Domnul oștirilor, el este stăpân pe tot pământul, pe toate neamurile și sfinții sunt împreună cu el. Ne întoarcem la Isaia, capitolul 24. O frază în toate profețiile acestea este în ziua aceea, în ziua aceea. Când se va stabili, cum se va stabili, ce? Împărăția lui. La Isaia, capitolul 24, de la versetul 21 la 23. Isaia 24. În ziua aceea, din nou, Domnul va pedepsi în cer oștirea de sus, iar pe pământ, ce? Ce se va întâmpla? Deci observăm ce se întâmplă. Pe împărații pământului. Și am văzut în textele anterioare că va fi o luptă și va câștiga. Aceștia vor fi strânși ca prinși de război, puși într-o temniță, vor fi închiși și, după un mare număr de zile, vor fi pedepsiți. Luna va fi acoperită de rușine, soarele de groază, căci Domnul oștirilor, ce va face? Va împărăți pe muntele Sionului și la Ierusalim, strălucind de slavă
în fața bătrânilor lui. Dacă ați studiat Apocalipsa, știți că este menționat acest lucru la Apocalipsa 21. Deci ce vedem? Că Domnul va pedepsi oștirea de sus și de pe pământ pe împărații pământului, după un anumit număr de zile. Din nou ne spune că la Ierusalim, pe muntele Sionului, va străluci ce? Slava, da? Și aceasta se potrivește cu ceea ce am văzut în Daniel, că Domnul va birui pe împărați și Domnul va împărăți. Deci în toate aceste texte ne vorbesc despre împărăția în care Domnul va avea puterea absolută și va pedepsi, va face judecată. Isaia, capitolul 2, versetul 1 la 4. Isaia, capitolul 2, 1 la 4. Prorocia lui Isaia asupra lui Iuda și asupra Ierusalimului. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că pe muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Vedem că mereu se menționează. Se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice: veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui. Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. El va fi judecătorul, el cine? Domnul, judecătorul neamurilor. El va hotărî între un mare număr de popoare, așa cât din săbile lor își vor fărui fiare de plug și din sulițile lor cosare. Niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altui popor și nu vor mai învăța războiul. Ce învățăm aici, în scurgerea vremii, muntele casei Domnului va fi mai înalt și înălțat deasupra tuturor dealurile. Toate neamurile se vor îngrămădi sau vor merge acolo, da? Popoarele se vor duce ca să fie cum? Învățați. Unde? În Sion. De ce? Pentru că va veni legea din Ierusalim sau cuvântul Domnului. Domnul va fi judecătorul neamurilor. El va hotărî între un mare număr de popor și ne spune că nu va mai fi război. Dacă ne uităm la Daniel, ce ne spune la versetul 26 din capitolul 7? Ne spune că va fi ce? Judecată. La versetul 26. Dumnezeu va judeca. Și exact ceea ce am văzut aici. Apoi va veni judecata. Și atunci va fi nimicit și se va lua stăpânirea cornului, da? Care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Și la versetul 14, i s-a dat stăpânire cui? Putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele. Ceea ce am văzut la Isaia, da? Comparat. Deci Daniel 7 cu 14. Neamurile oamenilor de toate limbile, stăpânirea lui este o stăpânire cum? Veșnică. Nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită nici odată. Deci vedem cum Isaia 2 ne vorbește despre scurgerea vremilor sau am putea spune vremea
sfârșitului, da? Și din nou arată casa Domnului, Ierusalimul și judecata neamurilor la versetul 4. Domnul va judeca neamurile. Iar la Daniel spune că i s-a dat stăpânire, putere peste toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile. Și acum să ne ducem la Ezechiel. Toate aceste texte noi le-am avut în lecția noastră. Să comparăm cu Daniel și să învățăm despre vremea sfârșitului și anume împărăția lui Dumnezeu. La Ezechiel, capitolul 37, de la versetul 21 până la 28. Și să le spui, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la care s-au dus, îi voi strânge din toate părțile și îi voi aduce înapoi în țara lor. Voi face din ei un singur neam în țară, pe munții lui Israel. Toți vor avea un singur împărat și nu vor mai fi ce? Două neamuri. Nici nu vor mai fi împărțiți în două împărății, împărăția de nord și împărăția de sud. Nici nu se vor mai spurca prin idolii lor, cu răciunile lor, cu toate fără de legile lor. Îi voi scoate din toate abaterile cu care au păcătuit și îi voi ce? Curăți. Ei cine? Casa lui Israel, casa lui Iuda, adică tot poporul va fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. Deci Domnul va aduce înapoi din mijlocul neamurilor poporul în Ierusalim, în Israel. Vor avea un singur împărat, nu mai va fi împărăția de nord și împărăția de sud, nu se vor mai închina sau spurca, zice, la idoli, pentru că Israel, așa cum a inițiat Dumnezeu de la început, va fi poporul Dumnezeului lor. La versetul 24, robul meu David va fi împărat peste ei. Din nou, vorbește despre ce? Despre vremea sfârșitului, da? Ce spune? Vor urma poruncile mele, va păzi legile mele și le vor împlini. Acum, ce înseamnă asta? Trebuie să mai studiem. Dar dacă David va fi împărat, înseamnă că și el va conduce pe popor, înseamnă că va fi înviat, așa e? Versetul 25. Vor locui iarăși în țară pe care am dat-o robului meu Iacov, același loc, și pe care au locuit-o și părinții voștri. Da, vor locui în ea ei copiilor, copiii copiilor lor, cât timp scrie aici? Pe vecie. Robul meu David va fi voievodul lor în veci. Deci, ne spune de... că vor locui iarăși în țara lui Israel și la versetul 26 voi încheia cu ei un legământ de pace care va fi un legământ iarăși cum? Veșnic cu ei. Îi voi sădi, îi voi înmulți, voi pune locașul meu cel sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna. Locuința lui Dumnezeu va fi între ei. Versetul 28. Neamurile vor ști că eu sunt Domnul care sfințește pe Israel când locașul meu cel sfânt va fi cum, iarăși, pentru totdeauna în mijlocul lor. Vorbește locașul care? De templu, da? Noul templu. Împărăția, ne-am văzut la Daniel că este o împărăție cum? Veșnică.
și că Dumnezeu va fi cu ei, exact cum spune și la Ezechiel. Și că Dumnezeu este Domnul sau păstorul sau Dumnezeul poporului Israel. Și am văzut că Dumnezeu le va face dreptate. Tot acest lucru am văzut în capitolul 7 la Daniel. Judecată, dreptate și va stăpâni. Toate aceste texte ne arată despre o împărăție în ziua aceea când Domnul va veni. Și acum să ne uităm în textele care le-am avut în Noul Testament, Matei, de fapt, la Matei 24, putem spune că e tot în vechiul, Matei 24, versetul 3. El a șezut pe muntele Măslinii și ucenicii lui au venit la el la o parte și au zis, au pus întrebări, da? Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitul veacului acesta. Deci, semnul venirii Domnului Iisus și sfârșitul veacului. Iată care este întrebarea ucenicilor pentru Domnul. Ne ducem la versetul 29 până la 31. Îndată, după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina, am mai auzit noi de asta, da, stelele vor cădea din cer și puterile cerului vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului și toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. Deci, la versetul 29 spune, după acele zile, care zile? Că noi vrem să știm când va veni. Oarecum să avem o imagine, da? Când? Semnul venirii. După acele zile de necaz. Foarte bine. Și anume care? Sunt soare, luna, puterile cerurile, ce se va întâmpla cu ele? Atunci, la versetul 30, spune, se va arăta Fiul Omului. Toate semințiile pământului vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori cu putere și cu mare slavă. Versetul 31. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe cine? Pe aleșii lui. Din cele patru vânturi, de la marginea cerului până la cealaltă. Aleșii lui vor fi strânși. La capitolul 25, am avut capitolul 25, versetul 31. Când va veni Fiul Omului din nou? Unde am văzut noi asta la Daniel? Am văzut asta, Fiul Omului? Da. În slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie a slavei sale. Deci când va veni, arată când va veni, toți îl vor vedea și Fiul Omului, știm că spune și la Daniel, ce va fi în slavă, aici ce mai spune, cu toți îngerii și va ședea pe scaunul de domnie a slavei sale. Toate neamurile, versetul 32, vor fi adunate înaintea lui și va despărți. Ce va fi când îs adunate? Ce va urma potrivit cu Daniel? Judecata. Și aici înțelegem mai bine când spune va despărți păstorul oile de capre, că este vorba despre ce judecata? A cui judecată? Neamurilor. Foarte bine.
vor fi adunate înaintea lui și va despărți pe unii de alții. Versetul 34. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvântați tatălui meu, de ce? Să moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Ce mai vedem despre împărăție? Că împărăția a fost pregătită de la întemeierea lumii. Și că sfinții sau cei care au ascultat sau închinat lui, ce vor face? Vor moșteni împărăția. Și după aceea, la versetul, ne spune că împărăția este pregătită pentru cine? Pentru cei neprihăniți. La versetul 41, apoi va zice celor de la stânga. Deci de la versetul 30 și de unde începe, de la 32, vorbește despre cei de la dreapta, de la cei de la stânga. Apoi, la 41, vorbește despre cei de la stânga. Până aici a vorbit de cei de la dreapta. Ce le spune de la cei de la stânga? Duceți-vă de la mine. Unii spune, veniți binecuvântaților, dar pe aceștia ce le spune? Mergeți în focul cel veșnic care a fost pregătit pentru cine? Pentru diavol și îngerii lui. Și deci vor merge în pedeapsă veșnică. Focul veșnic, pedeapsă veșnică. Deci vedem că unii vor merge în viață veșnică, pe când ceilalți în pedeapsă veșnică. Dacă ne uităm paralel la Daniel, capitolul 7, versetul 13, ce ne spune? Capitolul 7. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerului am văzut pe cine? Pe unul ca un fiu al omului. Deci este aceeași expresie care o găsim la Matei 25 cu 31. Am văzut pe fiul omului. Da? A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. Și apoi, versetul 24, i s-a dat putere, stăpânire împărătească peste toate neamurile, de orice limbă. Și împărăția lui a fost veșnică și nimeni nu o poate nimici. Deci, la Matei ne explică despre venirea fiului omului. Pentru că ei aveau o întrebare: care este semnul venirii și a sfârșitul veacului, ucenicii? Și vedem cum și lui Daniel îi arată venirea fiului omului. Interesant, nu-i așa? Ce se va întâmpla când se va arăta el? Va fi ce? Va veni judecata și împărăția. La 1 Corinteni, capitolul 15, 1 Corinteni, capitolul 15, noi știm că acesta este un capitol despre înviere, da? Versetul 22 la 26, la versetul 22 spune așa: și după cum toți mor în Adam, tot așa ce se va fi, așa toți vor învia în cine? În Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui cei ce sunt ai lui Hristos. Deci, după înviere va fi ce? Spune 24. În urmă va veni ce? Sfârșitul. Când el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere.
Ce spune versetul 24? După înviere va fi ce? Sfârșitul. Iisus va da împărăția în mâinile cui? Dumnezeu, Tatăl. După ce, ce va face? Nimirci orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Cine va nimici stăpânirea care noi am văzut la Daniel? Cine era? Da, cornul mic, da? Și împărăția, da? Căci trebuie ca el să se împărățească până va veni pe, va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Trebuie ca el să împărătească, spune versetul 25. Și versetul 26 spune, vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi ce? Moartea. Deci interesant ne vorbește în capitolul 15 din 1 Corinteni. Un lucru care la imaginea noastră se arată este că cei ce sunt al lui Hristos vor învia la venirea lui, da? La versetul 24 spune că după înviere va fi ce? Sfârșitul. Și că Iisus va da împărăția în mâinile Dumnezeu Tatăl. După ce? Că asta e important. Va nimici orice domnie, orice stăpânire și putere. Și acum deschidem la Apocalipsa, capitolul 19. Deci, punând aceste texte, gândindu-ne la ce am învățat din capitolul 17, din capitolul 7 din Daniel, vedem cum imaginea împărăției și a stăpânirii și anumite evenimente care au loc se clarifică mai mult, da? La versetul 11, apoi am văzut cerul deschis, capitolul 19, da? Și iată că s-a arătat un cal alb și cel ce stătea pe el se cheamă cel credincios, cel adevărat, și el judecă și se luptă cum? Cu dreptate. La versetul 14, oștile din cer îl urmau călări pe cai alb, îmbrăcat cu in subțire, alb și curat. Deci oștile din cer îl urmează, da? Pe cai alb. Versetul 15. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească ce? Neamurile. Cu ea pe care le va cărmui cu ce? Cu un toiac de fier. Și va călca cu picioarele teascul vinul mâniei lui aprinse a puternicului Dumnezeu. Deci în versetul 15 vedem că este o sabie ascuțită din ca să lovească pe cine? Neamurile, care le va cârmui. Iar la versetul 16, cum este numit el? Împăratul împăraților și Domnul domnilor. La versetul 17, îngerul va chema păsările din mijlocul cerului să mănânce carnea împăraților, căpetenilor, vitejilor și a tot felul de oameni. Versetul 19. Și am văzut ce? Fiara, împărații pământului, oștile lor adunate ca să facă război cu cel ce ședea călare pe cal și cu oastea lui. Deci, la versetul 19, vedem că fiara și împărații pământului se adună să facă război. Cine a venit? Cine este cel care a venit călare? Cine? Care avea haina muiată în sânge? Da? Deci, cu cine va face război? Cu ei. Dar ce se întâmplă la versetul 20? Și fiara a fost prinsă
Și împreună cu ea a fost prins și cine? Prorocul mincinos care fusese înaintea ei, care făcuse înaintea ei semnele, cu care amăgise pe cei ce primise semnul fiare. Și în lecția trecută noi am învățat despre asta. Și se închinaseră icoanei ei. Amândoi, care-i sfârșitul lor, vor fi aruncați de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă. Deci, pedeapsă veșnică. Dacă vrem să comparăm cu Daniel, textul din Apocalipsa, și avem și 20 cu 6, trebuie să spunem, 20 cu 6 spune așa, fericiți și sfinți sunt cei care au parte de ce? De întâia înviere. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți a lui Dumnezeu și a lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Da? Deci vedem cum e cu împărăția, vedem cu venirea Domnului, la Fiul omului va veni pe nori, unde am văzut aceasta în capitolul 7, ce spune Daniel, că m-am uitat și pe cerii norilor a venit un om ca Fiul omului. Da? Vedem aceea. Ce s-a întâmplat? I s-a dat stăpânirea. Se potrivește cu Apocalipsa. De asemenea, toate neamurile îi slujeau. Și, de asemenea, la versetul 26, vorbește despre împărăția cornului mic, care va fi nimicită pentru totdeauna și va veni împărăția Domnului. În capitolul 20 vedem că ni se vorbește despre un alt eveniment și anume despre 1000 de ani. Ce am învățat ca o concluzie despre venirea împărăției lui Dumnezeu? Va veni Fiul omului, spune la Daniel, va veni Domnul Iisus cu sfinții lui. Vor lupta cu fiara și împărații, care se vor uni cu el împotriva cui? Se vor uni împotriva sfinților. În capitolul 7 vorbește de acești sfinți. Care sunt sfinți? Sfinții ai lui Dumnezeu. Va birui pe fiară și un înger ce va face cu fiara? O va arunca în iazul de foc, împreună cu prorocul mincinos. Se va pronunța judecata asupra fiarei, prorocului și a balaurului. Cine e balaurul? Vă aduceți aminte din lecția trecută? Diavolul. Balaurul va fi aruncat în adânc pentru cât timp? N-am citit textele, dar noi am avut Apocalipsa de la 1 până la 6, da? 20. Și va fi aruncat pentru 1000 de ani. Timp de 1000 de ani, Hristos va împărăți pe pământ împreună cu cine? Cu sfinții lui. Cei care au ținut, ce am învățat în lecția trecută, mărturisirea lui, care nu s-au închinat cui? Fiarei, care n-au acceptat semnul și care sunt scriși în cartea vieții mielului. Evenimentele care sunt enumerate în profețiile pe care noi am citit va veni la sfârșitul vremii. Dumnezeu este stăpân peste împărați, împărății, peste timp, El scrie istoria și tot ceea ce El spune se va împlini.
toate evenimentele, noi am văzut și până aici, în viața lui Daniel și a împăraților, sunt conduse de cine? De Dumnezeu. Acum am văzut cum Daniel, Apocalipsa, prorocii ne vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu. Ea va veni, iar noi o așteptăm, pentru că copiii lui Dumnezeu este o răsplată vremea aceea când El va veni. Dar astăzi ce facem noi? Credem în tot ceea ce Dumnezeu vorbește. Ucenicii și ei vreau să știe când vine împărăția, când se va întâmpla aceste lucruri. Noi dorim ca până atunci să fim cum? Într-adevăr, doritori să ascultăm de Dumnezeu, să împlinim cuvântul Său și astfel să ne bucurăm de ziua aceea în care El va veni să răsplătească pe cei care L-au așteptat. Judecata este pentru cei care n-au ascultat. Venirea Domnului va veni stăpânirea Lui. Toată istoria este sub controlul lui Dumnezeu. Avem un viitor glorios. Merită să fim credincioși până la moarte, pentru că știm ce ne așteaptă. Domnul să ne ajute să rămânem credincioși, să împlinim cuvântul Său, pentru că am văzut că sfinții care i-au slujit, care nu s-au închinat, fiarei care au rămas credincioși până la moarte, au fost și scrie că vor fi răsplătiți.